Salut, camarazi! După cum vedeți, mi-am făcut și eu masa de prânz. Ca tot creștinul, v-am zis că am cumpărat o jumătate de căpățână de purceluș. Aici e o pătrime de căpățână, că mai am o bucățică la congelator. Probabil că a fost un purceluș de 45-50 de kilograme, că căpățâna e micuță. Deci uitați-vă și voi, o bucățică de purceluș aici, urechiușa, râtul, o să fie gustoasă, cred. Aici am pus niște vinete mai micuțe, cum îmi plac mie. Aici iarăși vinete, Ardeaș. Am făcut o rejorti basmati de la din Persia, se vede aici. Și uite, am și o bucățică de zăninuță. Am băgat-o și pe ea la cuptor, știi, arată nemaipomenit. Și aici am purcelușul, l-am înconjurat ca la Austerlitz. L-am înconjurat cu morcovior, păstârnac, ceapă, ardei, cam de toate am pus. Uite, și ardei de aiuți pe aici am pus. Așa, mi-am luat și aici gogoșare, am și eu niște ardei copți de aseară cu ulei și cu ulei de măsline, cu apă și cu oțet. Aici am desert, o jumătate de rodie, am pâinică de grâu și aici tot o parte din desert, compojor de prune. Așa, deci am și apă minerală, am și ulei grecesc de la extra virgin. Deci uitați-vă și voi cum arată. Eu zic că arată bine, nu? Mă apuc să o mănânc și eu ca tot creștinul, că e cald. Dacă sunteți la masă, vă doresc poftă bună. Vă doresc numai de bine și uite să vă fie de bine dacă sunteți la masă. Uitați cum arată aici, un râd de porceluș și urechiușa, totul. Eu zic că arată apetisant. Acum să mai răcească puțin și m-a pus să mănânc. Hai, dacă sunteți la masă, poftă bună, pa!